Accidentul rutier s-a produs vineri seară pe bulevardul Calea Unirii din municipiul Suceava. Un tânăr de 26 de ani din Rădăuți, aflat la volanul unui autoturism Audi care circula spre Burtujeni, l-a surprins și lovit pe Daniel Munteanu, de 21 de ani, care traversa strada în zona trecerii de pieton de la sala sporturilor. La fața locului a intervenit un echipaj al ambulanței, care l-a preluat pe pieton și l-a transportat la spitalul județean Suceava, însă în timpul transportului a fost constatat decesul. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul Etilotest, rezultatul fiind negativ. Victima era elev al școlii militare de jandarmi Fălticeni și executa stagiul de practică în cadrul Inspectoratului de Jandarmi în Suceava.